Selgros te invită să deguști o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri. Politică și delicatețuri. Doamnelor și domnilor, prietenii noștri de la Selgros ne mai trimit câte un mic cadou. Ridichii. E o minune că se găsesc la ora asta. Adică de obicei ridichile astea erau numai primăvara, pe vremea comunismului, când erau. O vânătă, un ardei capia, o portocală, exact ce trebuie ca să păcălești orice mâncare. Astăzi trebuie să vă spun că am trac, pentru că am un invitat, un actor care mie mi se pare de-a dreptul genial. Maestre, nu râde. Răzvan Vasilescu. Ia cătă cu ce vine de la el, de la țară. Mi-a spus dinainte că o să-mi aducă. De unde sunt? De la Breaza, din partea soției mele. De la Breaza, da? Da, niște mere. Soția ta se le strânge, le ține în pod. Nuci? Le ține în pom. În pom, dar nuci și mere. Dacă mere nu e nimic, nu e. Da, mireazma mărului adevărat. Dacă nuci nu e noi, nimic nu e. Au un gust foarte bun că sunt acrișoare, așa, astea îmi plac mie, acrișoare. Și astea niște... Astea sunt niște frunze de la nucul din curte. Frunze de nuc? Da. Da. Ca să... Da, da, super. Dacă am venit cu drag la această invitație a lui Mircea, este pentru că, firește, îl respect foarte mult, îl iubesc foarte mult și ca poet și iubesc inteligența lui și atunci lucrurile, îți dai seama, merg foarte bine. Eu am fost emoționat când am aflat că ai acceptat să vii la emisiunea mea. Am venit dintr-o mare... Am înțeles că nu prea... Nu bei, te-am ademenit cu vinuri roze, cu roșii. De ce nu bei, totuși? Acum mă duc cu mașina, mă întorc la Breaza. Dar, în general, mai guști, așa. În general, îmi place. De-abia aștept ora să vină paharul de vin, ca să fiu sincer. Bun. O să-ți dau la purtător o sticlă de cu vin sau două. Și cu mâncatul, iarăși. Am înțeles că nu te omor după carne. Dar mănânci pește. Mă omor după carne. Te omor și după carne? Da, mi-aduc aminte. Da, eu am avut... Ce mi-aduc aminte acum 10 ani când am mâncat ultima dată? Am avut niște probleme mari cu inima și am înțeles că nu mai îmi face bine carnea. Și în afară de asta, cu vârsta, am devenit și extrem de milos, dragul meu. Se milă de... Da. Ai înțeles. Dar de portocala asta săracă. Ai dreptate, ai dreptate. Așezată într-un pom, o smulgi, o tai. Totuși, galantarele sunt mult prea pline cu porc carne, și cu alea, cu porc. Nefiind atât de necesare. În asemenea, cantitate mare. Acum, hai să fim drepți, să spunem că și creștinii, Iisus mânca pește, nu mânca porc. Dar pește mânca din plin, să știi. Un pește îl poți folosi în toate felurile. Îl tai pe din două și îl faci cu sare, nu știu ce. Îl bagi la tavă cu un sos de... vin și de portocale, nu știu ce. Îl bagi în aluat și îl faci nu știu ce. Îl împletești cu... Deci, asta este cu peștele. Este binevoitor. Am un crap așa, a avut vreo 4 kg, a avut și icre. Îl tai pe spinare, că de obicei crapul se taie pe spinare, așa, ca să iasă el ca lumea. Așa, să vedem. Sper că îmi taie cuțitul ăsta. S-a dat mare prietenul meu bucătarul, dar văd că nu s-a dat, s-a... chiar a reușit să... Claudiu, ai o chestie de asta să-l... Bun. Avem cuțite de schimbat guvernul. Alunecă firea la dreapă. Ca să pun în baie. E bine. Ai făcut vreodată vreo crap de ăsta așa? Nu le-am... Ia vino și ține aici. Nu le-ai cu gătitul. Nu le-am cu gătitul, cu sportul, nu le-am cu... Doamna gătește? Da, mai face ceva și face bine. Și face bine. Ia uite, nici nu știu să răcuți care un cap așa tare. Da, crapul are. La crap întotdeauna trebuie aruncată... Uite chestia asta pe care cel care mi l-a desfăcut n-a aruncat-o. Este osul amar.
Deci este un triunghi așa care stă aici în, între... Știai chestia asta? Nu, nu știu. Deci dacă nu arunci asta, dacă îl bagi în ciorbă, ciorba este amară. Nu poți să mănânci, pur și simplu. Milă, nu că mi-a fost milă, dar așa era și el acolo, un notaș, el păstrăvul lui Schubert, acolo notra și el crapul, așa, și a venit cineva și a dat cu ceva în cap și noi ne mai și entuziasm. E grozav, extraordinar. Aceste reacții nu mai pot să le am. Carnea, nu trebuie spălată. Trebuie ștearsă cu un șervet. Acum văd cât de important e fiecare lucru pe care îl faci. Da, păi, da, măi, ce într-adevăr importanță are pentru gust, vreau foarte, să spun. Eu nu le-am inventat, eu am citit, așa, am studiat, bine, știam de la bunicul meu. Știi? Poți să-l bagi în cuptor și fără să-l prăjești înainte. Îl sărăm puțin. După asta, metoda infailibilă a portocalei, care îi dă un gust bun, închide și porii când îl pui la prăjit. Știu, probabil că n-ai văzut. E primul lucru pe care o să-l fac, o să pun pe nevastă să-l facă. Da, înseamnă că nu te-ai uitat la emisiunea mea. Eu-ți cunosc cu strigă după mine lumea. Domnule, scundeți portocalele! Pe la țară, pe acolo, pe târguri. Știi care e chestia? Și dacă îl miroși acum, uite cum miroase un pește. Da, Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent portocală. Da. Îi pun și puține mirodene. Eu am aici un mix de piper și puține... chestia, așa? Îți spun, iartă-mă, îmi cer iertare că nu mă entuziasmez pe cât ar trebui să mă entuziasmez. Nu trebuie să te entuziasmezi, să vezi. Pentru că mă gândesc la când era viu săracu, știi, și de-aia. Respect meseria asta. Când mănânci ceva bun, e grozav. Deși acum, ca să fiu sincer, ți-am zis, am început să... nu mă mai bucur, că să nu mă entuziasmez așa în fața unei fripturi, pentru că știu că vine de la un porc care a fost tăiat, de la o oaie care a fost tăiată. Păi când rupi salata de aia, știi că curge... Ea n-are sânge ca pasărea, cât sânge roșu, dar curge un soi de zeamă, lapte, e sângele ei, sângele salatei este alb, e lăptos. Păi nu ți-e milă să rupi săracă salata aia? Avea și ea o vecină, un pătrunjel cu care mai discuta noaptea și nu știu ce, și vii tu și... În uleiul în care se prăjește el, eu pun ardei copt. Ardeiul copt e mult mai bun la mâncare decât un ardei proaspăt, știi? Ardeiul copt pe plită sunt unul dintre cele mai bune lucruri care se pot găsi în România, mai ales ardeiul ăsta de adevărat. Eu sunt pe politicos acum și te întreb, pentru că nu prea sunt la... Ai și carte cu chestii de-astea, cu bucate și tu... Lucrând la o carte de bucate... N-am scos, uite, mai vezi, aștept. Ar fi o foarte... să dau lovitura, o să scot în un milion de exemplare aia mă retrag... o insulă în Grecia. Așa. Și la trei ani odată o să întreb, bă, cine mai e, mă, prim-ministru în România? Da, da, bună întrebare. Nu vreau să știu. Nu mai vreau să știu. Da. Deci am pus ardei copt, care e foarte bun, niște capere. Și ce-s capere, da, nu? Da, sigur că da. Da. Ai fost până în Occident? Sau nu ai prea fost? Am fost. Da, ai fost. Unde la pește, pe vremea comunismului nu existau capere, dar în fine, descoperim cu timpul. Aici ar trebui să înveți, de exemplu, că peștele nu se spală, că aia nu se pune, că aia nu se pune cu... Este o... Era să zic carte. Nu, este o... Trebuie să ai... trebuie să știi ce faci. Trebuie să fii stăpân pe meserie. Ca un doctor, dacă vrei. Ca un doctor bun. Acum, ce mai pun? Tot în zeama asta de... Zeama de portocale și niște vin. Cum îl bag într-o... Îți dai seama că vinul ăsta, când se evaporă sub burta lui, îl parfumează. În mod normal, eu în locul lui aș fi fericit. Gândește-te că treci toată viața în apă și mori în vin. Unde pui foarte mult vin, rămâne în urma lui ceva absolut nemaipomenit. Cum să fierbi un pește în apă? Îl fierbi în vin. Îi rămâne gustul ăla, lasă esența vinului, știi? E aproape gata... Dar el se face în cuptor. Uite, pun niște piper, piper roșu. Piperul ăsta îmi place. Are ea gustă. Să vezi că are gust de... Are gust de sămânță de trandafir. Îți trebuie o știință ca să faci lucrurile atât de bune și atât de gustoase cum le face el. Și l-am și întrebat dacă a scos vreo carte și ați văzut că a zis că o să scoată acum acolo de o carte. Păi aia o să fie bijuterie, cartea aia. Exact ce ne mai lipsește.
Acum prăjești niște cartofi. Asta știu să fac și eu. Da? Dar o fi și aici vreun secret. Ai făcut cartofi prăjiți vreodată? Am făcut de multe ori. O fi și aici vreun secret. Așa. Deci poți să-i pui și iarăși neprăjit, da? Secretul e că trebuie să cumperi cartofii, da. Una că se fac mult mai repede și scutești o bună parte din... Tare uleiul și e apa care... Da, da. Cartofiul. Deci din cartofii ăștia... S-a întrupat Electra. Spiritul crapului, păi dacă există natură și există viața de apoi, vă dați seama, ne întâlnim cu acești crapi pe lumea cealaltă. Și o să zică, domnul Dinescu, mi-a plăcut cum ai parfumat, cum ai înecat în vinul ăla al dumitale, în muscat otonel, numai ei. Deși se pare că pe lumea altă s-a terminat cu muscat otonel și cu sauvignonul. În fine, nu se știe însă. Dacă pui busuioc, puțin usturoi, mai sunt câteva ierburi, așa, sunt la fel de bune, ori mai bun decât carnea. Mie îmi place când se impregnează cu sosul de la o carne bună, mănânc mai cu poftă cartofii decât carnea, să știi. Niște iaurțel? Nu. Se poate și un... Păi, dar intrăm pe un teritoriu... Intrăm pe un teritoriu, da. Care nu ține de, nu ține de bucătăria românească. Iaurtul s-a folosit mai ales la ciorba de burtă, știi? Cartoful care pare o legumă banală și el devine altceva în clipa în care se nobilează și el datorită vinului și a peștelui și a portocalei și a caperelor. Punem deja cartofii. Ia uite. La cuptorul. Cartofii cu usturoi. Da? Da. Bun. Și acum băgăm peștele. Vino încoace cu peștele. Hai să facem aici să se vadă la televizor. Ia uite. Așa. Ia uite, ia uite. Adu tigaia. Ia uite. Punem asta. Deci am pus... Le-am dat culoare. Le-am dat culoare, puțin. Facem pătuțul de cartofi. Da. Grozav. Dacă facem pătuțul, trebuie să punem și o carte alături, Mircea, că în pătuț merge o carte. Carte de... Ca să citim ceva, știi, până adormim. Niște cartofi pe care a stat șalăul sau crapul și care își au și esența peștelui cu ei și aia vinului și nu știu ce. E o mare chestie. Așa, pune peste el acum toată chestia. Da. Capodoperă. Uite cum arată. Da. Un crap, dacă poți așa numai să... E fierbinte de asta. Uite asta. E fierbinte. E fierbinte. Mai nenorocit. Păi nenorocit. Stai puțin că... Ardei ăsta e genial. Înțelegi? Și dau cu de-asta. Dacă îmi spui mie de ardei, nu știi cu cine vorbești. Da? Da. Așa, și cu două capere. Nu știi cu cine vorbești. Suflă în el. Stai să spun, să-l recesc cu puțină portocală sau nu mai ai nevoie. Așa, portocala continuă. Deci acțiunea portocală nu trebuie întreruptă. Stămâțul, nu. Va parfuma și cartofii, înțelegi? Deci pun cam trei portocale așa la... Așa, și vinuț. Tot peste el puțin așa. Cât să-i amețim gândurile? Așa. Să-i lucească un pic cu fișorii? Îl pun pe tot. Pun-l pe tot. Așa. Mai pun niște piper de ăsta roșu. Pun și o țâră de coriandru. Mai pun 3-4 capere. Da. Așa. Și usturoi întreg, așa, ăsta se înmoaie în zeama asta bună și capătă un gust extraordinar. Așa. Îmi place... Ia cătă. Mircea, îmi place o vorbă, am jucat o dată într-un spectacol, într-o piesă foarte bună, Amadeus, cu Beligan. Și Salieri, el juca Beligan și Salieri, era o vorbă foarte frumoasă. Zice, toți nutrim sentimente patriotice de un fel sau altul. Cele legate de gastronomie sunt cele mai durabile. Nu se dă băutor, nu se dă un mare gurmand, dar cred că, așa cum e el cu minecătură bisericească, așa, știe ce e un lucru bun, știi? Ca filozoful care a spus că lucrurile bune nu sunt numai pentru proști și pentru bogați,
sunt și pentru oamenii inteligenți și săraci. Bun, ăsta este. Îl băgăm pe dânsul la cuptor. Ne retragem să discutăm puțin și alte teme culturale decât gastronomia. Îmi pare rău de tine, sincer. Să nu-ți pare rău. Da, mi-a fost un pic milă. De ce să zic că mi-a fost milă, săracul? Pentru că n-ai ce să faci, nu poți să schimbi situația. O să mâncăm ce o să mâncăm, fufuleți sau ce o să mâncăm, lemne? Și lemnele suferă dacă le dăm și începem dintr-o măsură care o să mai termină. Se va bucura. Va fi mâncarea care e mâncată de oameni deștepți, e inteligentă și mâncarea. Haide! Răzvan, aș vrea să întreb un lucru. Artistul câteodată simte la o vârstă fragedă pișcătura talentului sau a geniului care îi va marca viața de la un moment dat. Când ai simțit pișcătura geniului? N-am avut... N-ai simțit? Nu, nici o secundă. Te ciupește destinul și spune, băiete, vei fi celebru. Culmea e că nu simt nici acum. Nu? Vorbim cu cineva, ce o fată adevărat, de asta drăguță. Ce e adevărat este că după la 7 ani am vrut să mă fac iacă-te. Păi actor. Atunci a fost. Dar cred că lucrul nu se n-are nicio legătură cu chestia. N-am simțit nimic. Nu te-a durut. Nu m-a durut absolut deloc. Cred că îmi plăceau foarte mult actorii americani care erau când eram noi, știi tu, de vârstă, da, aia, în clasa 9, prin anii 70, 60 da. Și ceva. În ce an ești născut? 54. Ești cu 4 ani mai tânăr ca mine. Eu sunt 50. Așa. Dar într-adevăr... Și știi că erau emisiunile de telecinematică, da, prezentate și frumos da. de Suchianu și așa mai departe. Uh-huh. Și chiar de Caterinopolul, de ce să nu spun. Da. Și mi-a plăcut foarte mult filmele, poveștile erau foarte frumoase și mă cucerau foarte mult poveștile, în primul rând. Uh-huh. Și actorul jucau splendid și îmi plac la fel de tare și astăzi. Da. Și la 7 ani... Și la 7 ani am zis, vreau să mă fac și eu așa, vreau să mă fac și eu, la artist de cinema. Cui ai spus? Maică-ti sau... Nu i-am spus niciodată, nu, taică mea era profesor de matematică. Aha. Lui mama nu i-am spus... Profesori de matematică sunt mai severe, așa, nu sau nu? Nu, tata era foarte bun. Era blând? Da, foarte bun. Și avea și simțul umorului, cred că am moștenit de la el chestia asta. Uh-huh. N-am spus nimănui și n-am spus nicio poezie, dacă poți să-ți dai seama. Da, nu, n-ai recitat. Până la institut, până când am căzut prima dată la institut, cu succes. Și eu am căzut, tu ai insistat. Eu am încercat, încă eram convins, pentru că eram convins că locul meu este la aici. Da, eram convins de lucrul ăsta. Dar am căzut pe bună dreptate. Ce, nu te-ai pregătit înainte? De obicei m-am pregătit actorii... cu cineva, n-are rost să spun cu cine, pentru că mă simpatiza și era un actor bun, dar n-are rost să îi dau nume ca să... Așa. Dar după aia s-a întâmplat ceva, că m-am dus la Octavian Cotesov, pe care îl văzusem, doamne, eu fiind ploieștean, nu netrăind în București, eram la Ploiești acolo și îl vedeam pe Nenea Tavi, cum îi spuneam la institut, un profesor de teatru excepțional. Excepțional, dragă Mircea. O să-l pomenesc în fiecare noapte. Am mai spus lucrul ăsta, dar îl mai spun. Nu este nicio nenorocire că spun că am niște oameni pe care îi pomenesc și le spun noapte bună în fiecare noapte, oameni care nu mai sunt în frunte cu tata. Și taică mi-a scris o scrisoare, fiind profesor de matematică, fără să știu eu, i-a scris o scrisoare lui Nena Tavi, da? Și zice, domnule, vreau să-l ascultați pe băiatul meu, că vrea să dea la teatru. Și m-am dus la Nena Tavi, l-așteptam când avea scrisoarea pierdută la Teatru Bulandar, la Izvor, acolo unde acum joc și eu. Și de fiecare dată când ajung înainte de teatru, îmi fac cruce, ca săracul Beligan, mi-a zis odată Beligan. Și m-am dus cu tata, m-a luat de mână când eram mic. Am mers cu Beligan de multe ori, cu Amadeus, era un om extraordinar și un actor grozav. Și povestea din multe, așa, Beligan, zice, când m-a luat pe mine, mă, tata, prima dată de mână la teatru din Iași, zice, și n-aveam bani, eram sărac. Și am ajuns sus, acolo, lângă balcon, în mult, un loc prăpădit. Și zice, când m-am uitat sus la tavanul din teatru din Iași, mi-am făcut cruce, am crezut că e biserică. Dragul de el, scumpul de el. Și îmi fac cruce și acum, când ajung înaintea teatrului, înainte de spectacol, zic, mulțumesc, Nenea Tavi. Mulțumesc și Mihaela Juvară, care m-a pregătit și am intrat a doua oară. Mulțumesc tată, mulțumesc mamă și așa mai departe, că au avut grijă de mine. Niște părinți extraordinari, pentru că aminte eram... Eram un nimeni, pentru că nimeni, matematică nu știam, fizică nu știam și așa mai departe. Bun, îmi fac cruce și Nena Tavi zice, mi-a scris tu o scrisoare și lucrul ăsta m-a impresionat, dar să nu-ți imaginați că dacă vine la mine o să intri cu pile, să știi că nici eu n-am intrat cu pile. Și m-a ascultat și am zis într-un mod care astăzi m-ar face
m-ar face să mă întorc în mormânt de rușine, cum am putut să spun ceva. Ai recitat sau chipurile? E un monolog ceva? Am recitat și monologe de Miclenie lui Scapin, dar spun atât de penibil, încât că mi-aș da par, trebuie să-mi dau palme în fiecare zi. Și din Rică, Fante te obor. Așa, o chestie... Erai teatral sau din contră? Nu, era în primul rând extraordinar de timid. Timiditatea mi-a mai rămas ceva. A rămas, da. Mi-a rămas ceva. Eu am fost șocat cum un actor genial, eu folosesc acest cuvânt rar, așa, de unde timiditatea asta care se menține la tine și acum, când ai făcut, jucat în filme cele... Asta e firea mea. Da. Plus că și nu conștient... Poți să scap de firea. Nu poți să scap de firea, dar normal. Și plus că și conștient refuz un fel de statut de celebritate, de vedetă. Astea sunt pentru proștii. Bun. Și Nina Tafi mi-a spus, dragă, tu ai un fizic Rică Fante de Obor. Când a venit salvarea din el, mai ardea țigarea. Și eram, timiditatea a jucat un rol mult mai important decât ce spuneam eu. Eram așa, un băiat speriat din provincie care vine să-l vadă pe Nina Tafi, în sfârșit, fără să-l cunoască absolut deloc. Și el a avut bunătatea și generozitatea să mă urmească la Teatrul Bulandru într-un foaier acolo. Și că, de dragă, tu ai un fizic, tu ai niște ochi ai tăi care sunt în un anumit fel. Lasă-l pe Piersic să spună, tu trebuie să găsești altceva. Eu nu pregătesc, dar ce găsește pe cineva și nu o să am prejudecăți. Și am găsit-o pe această... Doamne. Formidabilă, Mihaela Juvara, fost actriță la, adică actriță la, a murit acum, bineînțeles, care m-a intuit foarte bine și mi-a făcut un repertoriu pe mine grozav și am intrat. Cu ce ai dat? Am spus niște poezii foarte frumoase. Da. Și Jacques Prefer, dar nu contează titlurile poezii, contează... Era la mod atunci. Da, Vânătoare de balene și mai nu știu ce. Și chiar și Caragiale, un bău ca toți boii în zilele noastre de soartă așteptat, învățat la școală cartea de citire și așa mai departe. Și un monolog din Maiakovski, din Baierul Maiakovski. Și nici măcar nu m-au lăsat să-l termin. Cum e asta din Caragiale? Că lumea nu știe că Caragiale a scris poezii. Un bău ca toți boii din zilele noastre de soartă ajutat, învățat la școală cartea de citire. Și ajunse boul, un bou învățat. Păi avem, la guvern, cu cartea de citire. E interesant, știi, Caragiale, după părerea mea, e cel mai mare scriitor român. Eminescu e cel mai mare poet, dar Caragiale e cel mai mare scriitor, scriitor înglobând în, și proza lui și piesele lui, dar și poemele lui satirice, știi, care sunt absolut geniale. Era genial în tot ce făcea. Eu câteodată mă gândesc, mă duc în locul meu, aici au fost Caragiale, aș vrea să respir și eu aerul pe care l-a respirat. Nu mai e același aer, dar vreau să spun că ce incredibil a fost Caragiale. Era și o perioadă bunicică totuși, dacă mergea. A fost anii 70. Da, da. Când încă se citea frumos. Din 68, 69, 70. Cartea, știi, era încă lumea obsedată de cultură, știi? Când încă mai conta istoria literaturii române lui George Călinescu. Exact, să vindea... Încă conta foarte mult, pentru noi elevii chiar, conta foarte mult. Astăzi... S-a dus, dar nu mai... Păi bine, internetul a omorât-o. Hai să vedem, până o să ajungă lăutarii să cânte numai pe internet și nu în realitate, hai să profităm de prezența lor. Da. Foaie verde, trei migdale, mândra mea, draga mea, doi voinici din Valea Mare, mândra mea, draga mea, au plecat la vânătoare să vâneze căprioare, măi, măi. Toată ziua mi-au stat, măi, măi. Și-n valea plină de soare, erau două surioare, mândra mea, draga mea, cu șorțulețul la brâu, spălau rufele la râu, măi, măi. Și din guriță cântau, ciocârlile întreceau, măi, măi. Thank you.
băiețile auziră. Mândra mea, draga mea, și mi le luară de mână. Sigur că, într-un fel, Caragiale te-a marcat că e și din zona lui, la Ploiești, acolo unde el și-a scris o parte din operă, din sătul acolo, la Haimanale. Da, am învățat la Caragiale. Da, la Caragiale, la Caragiale. Vreau să spun, în clipa în care ai intrat la teatru, te-ai rupt de Ploiești, te-ai mutat în București? Da, m-am mutat. Nu făceai naveta? Stăteam la Cămin. Stăteai la Cămin. O perioadă foarte, foarte frumoasă. Am fost fericit la Cămin. Am fost fericit. Uh-huh. Am avut o copilărie fericită. Copilărie fericită, tinerețe, boemă. Era încă boemă. Tu ai cunoscut pe Pâcă, Pucă. Nu am cunoscut. Nu ai cunoscut ăștia. Nu am cunoscut la Cămin. Nu eram băutori, iubitule. Da. Nu eram acum un sfânt, nu. Nici pomeneal de așa. Nu erai un sfânt. Bun, bun. M-am liniștit. Nu erai insurat? Nu era. La ce vârstă te-ai insurat? Destul de, în 98. A, 98. Da, e bine. Dar târziu m-am însurat. Dar vreau să spun că auzeam tot felul de, până târziu, tot felul de povești astea de beție cu tinică, care nu m-au captivat niciodată. L-am cunoscut pe tinică, am jucat cu el și l-am cunoscut. Uh-huh. Și mi-era foarte drag pentru munca pe care o făcea și pentru... O singură dată l-am văzut beat, e adevărat, dar asta n-are importanță. Da. Și nu era deloc simpatic. Dar tot auzeam, toți colegii care limită... Era mai violent și mai rău. Da, nu era bine deloc. Da, care limită pe bine când era beat. Nu m-au distrat niciodată chestiile astea pe mine. Eu eram interesat numai de ce bun actor era Dinică și așa mai departe. Da, că el bea și ce-a spus la beție, astea m-a interesat foarte puțin. Bun, nu mergea la cârciumă, dar... Mergeam la cârciumă în fiecare seară pentru că ne vineam carte. Dar nu bei. Beam cât așa, ne vedeam cartela în fiecare, cartela de la institut și puteai să mănânci la ATN Palace. O vindeai? Vindeam cartela de mâncare. Ca să nu mănânci la cantină? Ca să nu mănânci la cantină, nu că era proastă, că era probabil o mâncare bunicică. Mm. Și mergeam în fiecare seară la ATN Palace, dragul meu, la braseria din față, știi foarte bine. Unde cu 25 de lei... Unde cu 25 de lei se mânca boierește și aveam și colegii străini de la regie, care erau arabi și așa mai departe. Așa aveau bani. Da, că vedeau chenturi și bluci. Erau generoși? Erau generoși. Am prins o generație generoasă, care aveau nevoie de noi că jucau la regie și aveau nevoie de actori. Și mai înțeleg ce vreau să spun. Deci Arabia, unii dintre ei sunt mari oameni de afaceri, milionari. Nu mai știu nimic de ei. Trebuie să te caute, să-ți dai ție un milion, să te liniștești. Când și ești actor genial, dacă te nășeai în America, erai multimilionar. Pentru că tu ai între puțini actori români, din toate generațiile, unde sunt puțini, care ai fost nu numai talentat, dar ai avut și inteligență artistică, pentru că finețea cu care faci tu rolurile astea ușor, cu ironiile alea, nu ironiile groase, că sunt mari actori care folosesc ironia mai de asta, mai păstoasă, mai, știi, stropește cu ea în jur, așa. Ironia ta e foarte fină, știi? E greu să lucrezi cu asemenea... Nu? N-am dreptate? Nu știu, nu-mi dau seama. Nu știu. N-am dreptate, dar în fine. Îți dai seama că este un actor genial, pentru că l-ai văzut în filmele alea. Mamă, cu câte finețe și-a jucat toate rolurile alea, știi? Și de personaj negativ, și de personaj ciudat, și de, a jucat, cred că și de... În fine, în filmele alea, pe vremea comunismului, dar simțeai prezența geniului în el, de a avea acest clipici, lumina interioară, știi? Și ai început să câștigi când? Bă, banii te să trăiești. Au ajutat domn profesor de matematică, fie țărâna ușoară, ți-au dat bani la început, nu? Să trăiești ca actor. Să știi că îmi rămâneau bani din leafă, din prima leafă de 1870 de lei.
Îmi rămâneau bani, eram la Turda, era un fel de actor înțelege. La Turda, actor la Turda, era un fel de înțelege. Mai știu că te-ai fost actor, trebuie să fac o statuie în mijlocul cu orașul. O idee bună. Da. Era un fel de înțelegere, mă rog, pe vremea aia, pentru că erai obligat să te duci în provincie, era o lege. Erai obligat să te duci în provincie, n-aveai voie să intri direct în București. Da, știu. Și era un fel de înțelegere. Cine termina pe primul loc mergea la Sloboziac, la 100 de kilometri, 120. Și eu aveam un picior, pentru că Alex Avisarion, care mi-a fost profesor la institut, era la Teatrul Giulești și m-a luat în Noaptea Furtuna să-mi Spiridon. Și eram un picior la Giulești și m-am și am, de-am și ai rămas acolo. Să rămâi. Da, Elena Dereanu, pe care o pomeni și pe ea, o directoare de teatru nemaipomenită. Cu timpul m-a luat la ea definitiv. Am scăpat greu, Alex m-a scăpat de Turda. Dar rămâneau bani, apropo de... din leafa de 1870, rămâneau, să știi, banii... Pentru că, să recunoaște, nici n-aveai ce să faci. Bine, abia un vers. Cei ce au bani mănâncă mai mulți cartofi și atât. Da. Știi, adică, n-aveai ce să... Ce dracu, n-aveai ce să cumpărai faci. Cărțile erau ieftine. Da. Da? Filme pus, costa mai nimic și un bilet de film. N-aveai ce să faci. Dacă nu aveai voie să mergi în Occident ca să-l cheltui... N-aveai ce să faci cu banii. Mâncarea era... Spitalele nici mai vorbim. Da, da. Zero lei. Da, lumina electrică. De-aia lumea are încă nostalgia acestei... Că nu costa întreținerea, era nimic. Și acum mi se par foarte ieftine întreținerile. Depinde, da. La două camere unde stau eu la bloc mi se par foarte ieftine. Păi ia că marele actor stă la două camere la bloc. Sigur că la două camere la bloc întreținerea pentru marele actor nu înseamnă nimic. Dar pentru un bătrân pensionar asta care are așa, e o problemă. Asta este aici chestia. Pentru că, hai să fim serioși, cutia de scrisori care, după părerea mea, pe vremea comunismului, era o minune, că eu mă așteptam să... Eu știu, să fiu invitat la un festival în Occident de poezie sau... Aveam o emoție când deschideam cutia de scrisori. Acum când deschid cutia de scrisori, mă sperii, sunt 7 scrisori în care 2 sunt chestii că trebuie să plătesc nu știu unde așa, 3 sunt iarăși niște așa, o amendă că am depășit viteza. Cutia de scrisori a devenit babau, după părerea. Nu mai aștept nimica de la cutia de scrisori. Păi bune. Bine, în afară faptul că nu mai să scrii scrisori, prietenii ne scriam, pe vremea scriam scrisori. Da, e adevărat. Fie de dragoste, fie de prietenie. Fiecare ce avea. Da. S-a dus dracu chestia. S-a dus dracu. Pe internet, până... Eu am refuzat internet. Eu nu știu să lucrez nicio. La internet, nu știu. Scriu cu pixul pe nicio. Hârtie. Și eu la fel. Atât. Și să fie sănătoși. Pe lumea alaltă, și că deodată scriu și în cazanul ăla cu smoală, poate o să învăț internetul. Bravo, n-am știut. Da. Bravo. Nici eu nu folosesc. Și muzica asta, da. Să fim fericiți. Da. E și pe internet că o melodie de-a Doamnei e 2 milioane de accesări. Are nașul 3 neveste și pe toate nașule, pungașule, măi, una-n deal și alta-n vale, alta-n casa dumitale. Nașule, pungașule, măi, nașule, nașule, unde sunt paralele? N-ai mâncat cu mândrele, măi, dă bag și la lăutari cât 100 de dolari. Nașule, pungașule, măi, hai băieții! Vecină, cum strigă după găină și strigă în gura mare, nașule, găina moare. Nașule, pungașule, măi, sări nașule cu cuțitul și taie-i găinii gâtul. Nașule, pungașule, măi, nașule, nașule, unde sunt paralele? Dă-i mânca cu mândrele, măi, nașule, nașule, unde sunt paralele? Le-ai mâncat cu mândrele, măi. Dar și nașul e mai hoț, măi, iubește mai mult ca toți,
mai străine, nașule, pungașule, măi. Ele sunt mai curajoase, nu sunt ca nașa sfioase, nașule, pungașule, măi. Nașule, nașule, unde sunt paralele, le mânca cu mândrele, măi. Dă baci la lăutari cât o sută de dolari, nașule, pungașule, măi. Primul film care a fost? Primul film, dacă nu mă înșel, s-ar putea să fie înainte de tăcere la Alexa. Mm-hmm. Văd că Visarion Alexa te-a... A fost un profesor, da? Da, a fost un profesor foarte bun. Nu, foarte... 2 ani de zile l-am avut, după aia n-are importanță. Mm-hmm. După aia cu Poldi Bălănuța a fost. Ce face Visarion Alexa? Nu știu exact ce face acum. Mai montează, de fapt, mai montează. Vorbim din când în când la telefon, mi-e foarte drag, bineînțeles. Dar știu de ce. Asta voiam să te întreb. Știi că după 89, știi că eu, într-un fel, mi-am pierdut, unii prieteni am pierdut definitiv. Da. Nu m-am mai văzut cu ei niciodată, fie din chestii de politică, de nu știu ce. Da, da. Bine, unii au murit și nu prea poți să-i mai vezi decât în amintire. Da. Dar pe vremuri ne adunam mult mai des. Acum nu ne mai adunăm, nu ne mai vedem. Nu știu de ce. Știi? Da. Serios, adică e un lucru foarte trist. Andrei Pleșu, care mă vedea mai mult înainte de 89, câteodată e foarte supărat că e înjurat pe internet de tot soiul de nenorociți așa. El care este un, iarăși, dar pot să folosesc cuvântul geniu, adică este un personaj ieșit din comun și nu știu câți mai sunt în România ca el, dacă sunt. El citește toate înjurăturile neghiobilor de pe internet. Eu am spus, mai Andrei, nu mai citi. Uite, eu nu știu, eu nu mă uit niciodată. Nici nu aș face lucrurile. Că mai spune, domnule, te-a înjurat unul. Dă-mi dracu să și o înghită singur înjurător. Eu nu mă uit pe chestia asta. Da, da, da. Și sunt salvat. Da, știi? Da. Da. Nici mie deci, nu se pare prea... sigur că o carte, te retragi și citești o carte, are, e ceva. Și nu mai știu, știi vorba lui aia, nu știu dacă când s-a certat Aria Stancu cu un alt scriitor român, tot în vârstă, i-a spus ălea, măi, fii atent, eu vreau să nu ne certăm pentru că s-ar putea să nu avem timp pe pământ să ne împăcăm. Și nu vreau să ne împăcăm pe lumea alaltă. Hai să stăm mâna, știi? Deci nu știu cât timp ne-a mai rămas, știi? Sigur, nu ți-e frică de moarte, zici că cu inima ta... Da, sincer, mi-e frică de momentul ăla. După aia, sunt și eu subscriu la părerea lui Schopenhauer că după moarte o să fie exact același lucru care ai fost înainte de a te naște. Crezi? Da, eu asta cred din adâncul sufletului. Mm-hmm. Știi, dar mie... Adică nimic. Da. Absolut nimic. Da. Nu se știe. Natura are cheițele ei misterioase. Nu e vorba de Dumnezeu, de chemat aia cu Reich. Și, mă rog... Astea sunt niște și, secolul XIII. Povești, așa. Dar pe de altă parte mă gândesc că natura nu investește chiar degeaba în om, cu inteligența om. Eu nu cred că trebuie să ia... Nu fructifică ceva din ce a semănat în mintea omului, știi? Cine nu știe? Cred că este degeaba, știi? Pe de altă parte, spune, mie nu mi-e frică de... eu am spus că eu nu vreau să particip la înviere, știi? Că nu mai vreau să văd încă o dată toți imbecilii pe care am mai văzut în timpul vieții, nu mai văd încă o dată când vine. Nu vreau, refuz, stau acolo, unde o fi. Dar pe de altă parte, clipa aia în care te duci în altă lume, eu vreau să o conștientizez, știi? Să nu fie așa... Aia spuneam eu. Despărțirea e greu. Aia e foarte interesant. Despărțirea e greu. Despărțire. Da. Eu cred că... Adică sunt convins că da, dar nu te contrazic pentru că nu am dovezi. Bine. Da, nici eu n-am dovezi. N-am dovezi. Și nu caut dovezi. Nu trebuie sigur să cauți da. Dovezi, sigur de da. Fapt. Ce? Nu înseamnă nimic o dovadă. Cred eu că am cotit-o puțin în chestii tragice și aș vrea să mai aflu despre destinul tău de artist. Deci, în filmele în care joci... stai cu regizorul la taclale mult înainte să accepti un rol? Stau cu regizorul la taclale nu înainte să accept, înainte să accept banii. Păi nu, trebuie să treci. Chestia asta că artistul nu trebuie să ține cont, mai ales în România, unde nu-i plătit talentul adevărata lui valoare, da. E ceva.
Nu, nu stau... Te-am văzut într-un film genial, Palinula. Da. În care nu cred că ai câștigat mulți bani. Nici nu mai țin minte exact, acum jur că nu mai țin minte. Era un film, cred, făcut de marele regizor... Purcărete, splendid regizor, splendid. Deci, eu cred că este poate unul dintre cele mai bune filme românești, care n-a avut ecou. Îți mulțumesc că spui tu asta, îți mulțumesc. L-am văzut de 4-5 ori, știi? Bravo, Vitule, îți trebuie și ceva inteligență ca să apreciezi lucrul ăsta. Păi da, dar să spun ceva, l-am revăzut de curând la televizor, măi, și era un băiat de la mine, angajat, care e și paznic și, în fine, se pricepe și la fumături, Nicușor îl cheamă. Și am dat un par de veni, zic, măi, Nicule, vin încoa să vezi un film. Băi, era transfigurat. A râs la filmul ăla, nu văzut niciodată. Bă, zice, dom'le, știi că n-am râs niciodată la un film ca la filmul ăsta și nu știam că există acest film. Este nemaipomenit acest, incredibil de E foarte, foarte frumos, da. Și într-un fel era să zic, mă bucur că au fost atâția proști. Tu ești genial acolo. Mă bucur că au fost atâția proști cărora nu le-a plăcut. Da. Mă bucur că au fost atâția proști. Da, mie nu vine să cred că... Păi este... L-aș revedea în continuare, că e ca... Știi, face parte din filmele în care... al lui Chaplin, pe care poți să le vezi la nesfârșit. Splendid de film. Și cum e? Îți bat la ușă regizorii? Nu îmi bat la ușă. Mai sun acum câte un telefon, din ce în ce mai rar. Mm-hmm. Dar nu-mi pare rău. Din motive care, bineînțeles că n-are rost să le spun acum. Nu-mi pare rău. Dar nu-i vorba de filme atâta, pentru că la filme avem o inspirație puțin mai... Dacă vrei, pot să spun de un spectacol care îmi place foarte mult și care l-am terminat destul de recent. Romeo și Julieta la Teatrul Național. Da, trebuie să mă duc, nu l-am văzut. Ești invitatul meu. Da. Care este o splendoare de spectacol și pentru că tot vorbeam de Palinula și de niște așa, pus de Iuri Cordonski. Știu că soția mea îi traduce. Da. Maria Dinescu. Da, sigur că da. Sigur că da. L-am cunoscut și pe Gonoroschi, cu care am băut, să știi. A fost aici, uite, un regizor, foarte bun. Mare regizor. Și mă bucur că spectacolul este la Național. Mă bucur că Caramitru a avut această splendoare. A avut flair să bage acest spectacol, să existe acest spectacol la Teatrul Național. Pentru că este un spectacol tot. Este un diamant, este o bijuterie. Și iar mă bucur că au existat de foarte mulți care... Doamne, dar... Da, cu telefoane, cu selfie, cu nu știu... Dacă tu nu vezi frumusețea... Când a început deja? Ai că nu știu. A început deja, îl avem pe 10-11 noiembrie. Pe 11 noiembrie e ziua mea. La mulți ani. Mă sărbătoriți, fără să știți. Hai, dacă îmi ofer acest cadou, sigur, o să vin la 10-11 noiembrie și dacă poți... Hai că vin. Te așteptăm cu mare drag. Este o bijuterie de spectacol. Da, foarte mișto. O bijuterie. Bine, mă bucur, foarte tare. Bine, să-i mai auzim pe prietenii noștri puțin. Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Dar am muncit și nopți, am muncit și zile, am muncit cu drag, copile, să te crezi pe tine. Dar am muncit și nopți, am muncit și zile, am muncit pe lumea asta ca să fie bine. O paridida, o paridida, o paridai dai da. O paridida, o paridida, o paridai dai da. Munceam ziua, munceam noaptea, nu mai e știu cum. Pentru tine, draga mea, să n-ajungi pe drum. Munceam ziua, munceam noaptea, nu mai e știu cum. Pentru tine,
bine, măi copile, să n-ajungi pe drum. Dar am muncit și nopți, am muncit și zile, am muncit pe lumea asta ca să fie bine. Dar am muncit și nopți, am muncit și zile, am muncit cu drag, copile, să te crezi pe tine. O paridida, o paridida, o paridida, dai, da. O paridida, o paridida, vreau să cântem muzica. O paridida, o paridida, o paridida, dai, da. O paridida, o paridida, vreau să cântem muzica. Și ce rol joci în Romeo și Julieta? Părintele Lorenzo. Uh-huh. Da. Dar construcția lui... Ce interesant, știi că tu care ai jucat rolul principal și nu știu ce, joci, e un rol secundar, părintele. E un rol secundar, să spunem. Dar te bucur atât de tare mă ca de... Mă bucură un... extraordinar tare. Eu am jucat... e Julieta? Julieta este Crina Semciuc și yeah. Romeo este Ionuț Toader. Sunt, ei sunt foarte tineri, eu nu sunt special, este, am impresia că este mai tânără decât Crina. Crina este splendidă, uh-huh. este splendidă, mă face să plâng la fiecare spectacol. Ionuț este un băiat foarte tânăr, foarte bun, dar eu noi am mai jucat Romeo și Julieta, să nu știu, poate tu l-ai prins, că era un spectacol faimos pus de Cătălina Buzoianu, când eram noi studenți în 77, eu eram de voie. Ăsta e puțin ironic, așa a făcut sau cum? Este o bijuterie. Este obișnuit. Sucește puțin. Este o dinamită. Gâtul elocvenței. E un spectacol dinamită. Un spectacol dinamită. Aha. Bine. Mi-a făcut mare plăcere și am fost sincer emoționat. Îți mulțumesc foarte mult. A fost în compania unui... Nu, aia cred că e apă. Dă cu ăla la altul. Poftim. Bine. La mulți ani. La mulți ani. Îți mulțumesc foarte mult. La mulți ani, Selgros. Mulțumim. Sunt bucuros, să nu zic fericit, că n-am dreptul să fiu fericit când mă gândesc la atâta suferință în jurul meu. Sunt bucuros că încă sunt în viață, deocamdată, în ziua de astăzi. Sper să fiu și până diseară și sper să mai fiu încă câțiva ani. Să fim fericiți că am reușit să aducem un mare actor care a venit modest, și a plecat așa cum a venit și am avut parte de un personaj important din... istoriografia teatrului românesc și a cinematografiei. Un personaj genial. Ador inteligența. Se vede că a citit o carte. Selgros te invită și săptămâna viitoare să degusti o mâncare delicioasă alături de o discuție savuroasă. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.